și bine v-am găsit un nou episod pe acest canal. Astăzi o să vă prezint setările mele de pe Fortnite. Și haideți să începem. Setările mele video sunt următoarele: full screen, rezoluția mea este rezoluție stretch și o să fac un videoclip, cred că tot astăzi, în care să vă prezint rezoluția mea și cum puteți să o faceți rezoluție stretch. Frame rate-ul l-am pe unlimited, vision-ul l-am pe off. Sunt pe performance mod și aceste setări, gen brightness, color blind mode, sunt setări pe care le alegeți dumneavoastră cum vreți, după cum vrea fiecare. Dar eu le-am luat pe acestea de la Martos, este un jucător care a fost și în clanul FaZe, toate setările mele grafice sunt de la el, dacă vreți puteți să vă uitați. Mi-a adus un boost de 1030 de FPS-uri și în creativ, dar și în Battle Royale. La audio, sincer, singurul lucru care contează, cred că sunt subtitrările pe care trebuie să le dați pe toate pe low pentru a avea zero input delay. Input delay este gen viteza cu care tastatura se conectează, adică tastatura și mouse-ul redau jocului comenzile, gen dacă vreți să puneți perete sau scare sau să trageți. Pentru a fi input delay-ul mai mic, trebuie să aveți și FPS-uri mai mari și lucruri din astea. Trebuie să uitați la tutoriale. Cele mai importante setări cred că sunt la game și la keybinds-uri. Și aici depinde matchmaking region, depinde de pe locul în care sunteți dumneavoastră, în regiune, gen Europa, care sunt eu, Oceania, Brazilia, Asia. Movement-ul, puteți să dați dumneavoastră pauză la videoclip, să vă uitați la fiecare setare în parte și să le puneți dacă vreți. La combat, aici el pe fiecare parte, gen shotgun-ul este pe primul slot și AR-ul pe al doilea slot și heal-urile pe ultimul slot. Și depinde, adică gen pe slotul 3 cred că pun grapplerul și pe 4 sniper sau tot heal, depinde de slotul din acel match. Building sunt foarte importante setările astea, cred că sunt cele mai bune setări pe care cam toată lumea le folosește pe Fortnite. Reset, building, chase, acestea trebuie neapărat să fie copiate. Le-am luat și de la alți pro player majoritatea setărilor, pentru că am făcut un mix la toți jucătorii buni. Puteți să mai puneți skip, să mai dați pauză și să uitați după aceea. Aceste setări sunt gen, dacă vreți să vă arate bara de viață, dacă vreți să vă arate minimap-ul. Aceste setări sunt realizate de fiecare persoană în parte, cum după preferințele sale. Aici este de pe controller sau după, da, este după controller aici. Nu cred. Ați fac și dacă vreți să-ți fac și după controller, pentru că am și PS5 și pot să fac. Aici sensibilitatea eu o prefer mai mică decât majoritatea oamenilor. Am un DPI de 1150 dacă vreți să-l luați și pe el. Adică eu simt foarte confortabil. Eu simt foarte confortabil această setare pe mouse-ul meu cu DPI-ul. Am fost că pot să bag și macro, dar nu vreau. Acestea sunt keybinds-urile mele. Trebuie să dați la toate pauză să le copiați dacă vreți.
dacă vreți pot să vă prezint și setup-ul meu. Eu în descriere am întotdeauna componentele laptopului meu și perifericile mele gaming. Și aici este controlul, așa aici la controlul pe care le-am eu. Aici fiecare om și aici. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, puteți să dați like, subscribe și ne vedem data viitoare.